Peste 75 de profesioniști din domeniul sănătății beneficiază în aceste zile de ateliere de management al stresului și de comunicare în situații dificile oferite de specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății, Biroul România. Medici și asistente medicale de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Luis Turcanu Timișoara, Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel și Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș au ocazia să exerseze și să testeze tehnicile cu ajutorul actorilor de teatru care au pus în scenă potențiale situații dificile cu pacienții ce pot apărea în viața reală. În acest fel, participanții au avut timp să reflecteze asupra răspunsului lor în aceste momente dificile și au descoperit noi instrumente de comunicare care i-ar putea sprijini zi de zi. Am participat la deschidere alături de Mihai Gafencu, directorul medical al Spitalului de Copii Luis Turcanu din Timișoara. Mai urmează încă două zile de ateliere de management al stresului și de comunicare în situații dificile oferite de specialiștii OMS, transmite subprefectul județului Timiș Sorin Ionescu.